Continuăm cu o știre privitoare la un eveniment important pentru viața evreilor din Transilvania, reinaugurarea sinagogii din Alba Iulia, care a fost supusă unui proces amplu de renovare și restaurare. Ieri, duminică 26 noiembrie, a fost retârnosită sinagoga din Alba Iulia, cel mai vechi lăcaș de cult evreiesc din Transilvania, construită în 1822. Prim-rabinul României și liderii Federației Comunităților Evreiești din România au fixat mezuza pe ușorul sinagogii, sulul Torei a fost scos din dulapul sfânt și s-au citit versete din Tora, așa cum se întâmpla pe vremuri în orașul care avea o populație evreiască numeroasă și prosperă. Prigoana din timpul Holocaustului și înființarea statului Israel au diminuat drastic populația evreiască din oraș, însă renovarea și restaurarea sinagogii înnoită cu vitralii multicolore dă speranțe pentru revigorarea vieții evreiești a micii comunități evreiești din Alba Iulia. Prin prezența la acest eveniment festiv, primarul și arhiepiscopul ortodox de Alba au subliniat importanța comunității evreiești în policromia culturală a orașului. În afara activităților de cult, sinagoga renovată va deveni și o gazdă primitoare pentru activitățile culturale ale urbei. Sinagoga este integrată și în circuitul turistic al orașului, un lucru foarte important acum în preajma sărbătoririi centenarului României Mari, când afluența vizitatorilor este în creștere.